Seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm despre muzică și ascultăm muzică astăzi. Un turneu inedit în Constanța. Avem invitați pe protagoniștii acestui turneu. Va fi spectacolul, veți putea urmări de-abia în aprilie, dar astăzi încercăm să facem o promovare a ceea ce se va întâmpla, după cum spuneam, în aprilie. Alexandru Oșurelu, alături de noi, fără multe alte prezentare, să văzut câteva imagini și mai devreme, și Bobby Stoica, bună seara, mulțumesc. Bună seara și bine v-am găsit! Sunteți în Constanța, bună seara, pentru că peste câteva săptămâni, nu zile, va avea loc un spectacol relativ inedit. De aceea sunteți și aici, pentru că este un spectacol relativ inedit, dar care face parte dintr-un turneu. Dați-ne câteva detalii, vă rog. Este vorba de spectacolul Am să fiu eu casa ta, ce face parte din turneul cu același nume. Aici la Constanța voi susține ultimul spectacol cu band și orchestră de cameră din acest turneu. Sunt foarte încântată că am ocazia să aduc pe scena teatrului Oleg Danovski acest spectacol. L-am susținut până acum în țară și peste tot sălile au fost pline. Sper din suflet ca și la Constanța să avem această bucurie din partea publicului. Este un format de concert, cred eu, spectaculos, cel puțin pentru mine așa este, pentru că cântecele mele au o sonoritate mult mai complexă în această formulă, au și niște aranjamente speciale scrise de către Bobby. Este un turneu pe care l-am deschis pe 30 ianuarie la Teatrul Național din București, în Sala Mare, cu două spectacole consecutive. Am înțeles că s-au vândut destul de bine spectacolele din București acestea. Din toată țara. Pline, da? Din toată țara, da. Este o surpriză și pentru noi, pentru că sunt săli în care am mers pentru prima oară și chiar a fost surprinzător să vedem că oamenii chiar vin la aceste spectacole, chiar le place ceea ce noi prezentăm. Și asta nu cu o promovare agresivă, ci povestind despre ceea ce facem acolo. De ce teatrul Oleg Danovski? Lumea este obișnuită aici să se ducă la Teatrul Național de operă și balet Oleg Danovski, să vadă balet, să vadă operă, nu neapărat să vadă muzică și genul acesta de muzică. Cum ați ales Oleg Danovski? De ce? Asta pentru că teatrul de stat are o sală mai mică. 300 de locuri. Da, și noi am considerat că teatrul
de operă și balet Oleg Danovski ar fi soluția potrivită pentru a duce pentru acest turneu? Pentru că este spațiul mai mare, nu? Este spațiul mai mare, cred că sunt și mai pregătiți, să spunem, deși acest spectacol se poate pune în orice teatru mai mare, dar pe lângă infrastructura de care aveam noi nevoie, cred că suntem și mai aproape de publicul de, asta de să operă și balet. Nu vă teamă că lumea care va veni acolo va avea, poate impregnat undeva subconștient faptul că acolo se asistă la operă și la balet. E adevărat, dar nu suntem atât de departe. Suntem cu un spectacol totuși cu band și orchestră de cameră. Un spectacol închegat care are și mult conținut vizual. Și dacă sunt constanțeni care au fost la final de ianuarie la Teatrul Național și știu cum s-a desfășurat acolo concertul, noi le spunem că aducem în cea mai mare parte aceeași producție și aici la Constanța. Câți oameni vor fi pe scenă în afară de Alexandra? Este o orchestră, noi suntem 15 cu totul. Este o orchestră de cameră și în parte este formată din muzicieni de aici din Constanța. Cred că jumătate vin cu noi din București, sunt colaboratorii noștri deja permanenți, să spunem, parte din Muse Orchestra, iar pe ceilalți îi vom lua de aici și vom repeta cu ei. Am făcut asta în toate orașele mari din România unde am mers cu acest turneu, cu succes. Muzicienii din zona muzicii clasice, care activează în orchestrele filarmonicilor sau orchestra operei, cum a fost la Cluj și cum va fi cazul aici, sunt încântați să aibă parte de așa colaborări, pe lângă programul lor din stagiune, bineînțeles. Am înțeles. Probabil că este inedit pentru ei. Aș vrea să vă propun așa, să nu vorbim foarte mult în aceste emisiune. Mi-am propus să împart spațiul 50-50%, jumătate-jumătate. Vorbim puțin, ascultăm și puțină muzică. Rămâi gândul cel din tâi. Va fi primul clip pe care îl urmărim, câteva cuvinte despre el. Este un cântec ce se va afla pe al doilea album al meu. Pe 6 aprilie la Teatrul Oleg Danovski noi vom cânta melodii de pe albumul meu de debut La capătul lumii, dar și 6 cântece noi ce se vor afla pe al doilea album al meu. Deocamdată primul și singurul album, da? La capătul lumii urmează, da, și al doilea, da? Cu un singur album, oamenii sunt un pic uimiți că având doar un album noi am reușit să aducem atâția oameni alături de noi. Nu sunteți foarte prolifici, dar vorbiți despre asta după ce gândiți-vă puțin la ce răspuns îmi dați, da? Și urmărim piesa, îmi răspundeți după, vă rog. Zidul care a plus și zidul care
muzică și vorbe. Nu sunteți foarte prolifici, spuneam. Este acesta un dezavantaj, un avantaj? Depinde cum privești lucrurile astea. Dacă aș vrea să ascult mai mult, dar fanii cred că sunt nemulțumiți. E greu să-i mulțumești în totalitate pe fanii, asta e adevărat. Dar totuși prezentăm un concert de o oră și 40 cu producție și cu aranjamente pentru band și orchestră, asta cu un album și cu alte câteva cântece. Să spunem așa, am preferat să avem campanii de mai lungă durată, cântecele lansate, să promovăm aceste cântece pe durata unor luni de zile, nu așa 2-3 luni și apoi să apărăm cu altceva, pentru că acest stil de muzică, așa gen de promovare permite sau așteaptă, să spunem. Pentru că nu e o muzică rulată până la refuz de rețelele comerciale de radio cu câte 8 difuzări pe zi, este o muzică rulată de rețelele pe format, să zicem, în limbaj media adult contemporary, cu difuzări de până la 15 difuzări pe săptămână. Și atunci ne permitem să lansăm doar 2 cântece pe an, în loc de 6, dar să construim acest gen de proiect care pare credibil pentru un public de foarte bună calitate, de altfel publicul acesta care merge în general în orașe la spectacole de teatru și la spectacole de operă și balet. Motivul pentru care am lansat doar atâtea albume, unul singur, este și pentru că noi am preferat să mergem să cântăm mult. Am susținut în ultimii 3 ani peste 370 de concerte. 370? Da. 120 pe an, unul la 3 zile. Da. Sau mai multe la sau, rând. Da, sau în medie unul la 3 zile, da, mi se pare dificil. Cred că această apropiere față de public pe care ți-o oferă un concert live este neprețuită și noi încercăm să nu o pierdem sau să nu o neglijăm. E cel mai bun promo în fața oamenilor pe scenă. Poți să manipulezi, nu? Cu o rotație de, cum spuneam mai devreme, poate un radio te difuzează de 8 ori pe zi, după care vine și un recul. Da, oamenii poate se plictisesc. Concertul rămâne cea mai bună variantă de a te promova, dar este the hard way. Trebuie să mergi și să îți cunoști publicul, să muncești pentru fiecare acțiune în parte. Mai dificil decât să cânti într-un studio, nu? Mai dificil, da. Concertele în aer liber cu acces gratuit, sigur, acolo vin mai mulți oameni, vin oameni de ordinul miilor, dar acei oameni poate nu vor fi niciodată publicul tău și numai al tău. Sunt publicul tuturor artiștilor care sunt la radio. Sunt oameni, sunt trecători, poate sunt oameni care nu au venit special să vadă acea chestie. Am preferat să avem public pe care să-l putem chema în concerte în săli de spectacole cu producție bună, chiar dacă nu e de ordinul miilor, dar e de ordinul unor sute bune în orașe mari, așa cum este Constanța. Am înțeles. Unde cântați de obicei? În afară de teatru de operă și balet, în ce alte spații și unde vă putem vedea vara? O să se vine în curând sezonul estival, să se pe 1 mai. Sunt festivaluri la care suntem invitați, sunt și cluburi unde mergem să cântăm. Din cluburi a început totul, acolo am susținut primele concerte cu public și au fost și librăria anul trecut, am susținut 2 turnee în paralel, am mers în librăriile Cărturești din țară și a fost extraordinar să am această experiență atât de apropiată cu oamenii, pentru că erau chiar în fața noastră, erau librării de maxim 100 de locuri, 100 de oameni și mi-aș dori să mai repet această experiență. Interesant. O piesă cu Mircea Vintilă vom urmări. Cum se numește? Ceva se întâmplă cu noi, se numește cântecul ăsta. Cum l-ați atras pe Mircea Vintilă? A fost difuzat aici, pe zonă. Aveți câteva posturi, rețele, să zicem, regionale, nu? Da. Care au preluat acest cântec în special și s-a simțit de fiecare dată când am venit la Constanța.
sau în zonă, oamenii știau acest cântec. Pe Mircea Vintilă nu a trebuit să-l atragem. Am avut cumva noroc când ne-a atras dânsul. Adică? Într-o zi a sunat și a spus că el știe de pe YouTube vocea Alexandra, îi place foarte mult și că ar fi minunat să facem ceva. Era o poveste de primăvară, o primăvară așa timpurie, cred că era început de martie, acum vreo 3 ani. Și spunea, am la toamnă ceva într-un club foarte mare în București, o franciză internațională, unde eu cânt mereu, poate dacă avem ceva gata până atunci, cântăm împreună, o abordare foarte lejeră, așa, destul de hippie. Eu personal cunosc pe domnul Vintilă de multă vreme, m-am bucurat foarte mult că a sunat și i-am propus, ok, cred că ne putem mișca mai repede de atât. E un cântec acum pe care tocmai îl termin. Cred că nu am să-l sacrific, că până la urmă e și ceva bun. Cred că am să-l fac duet cu dumneavoastră, dacă sunteți de acord, vă trimit chiar în seara asta. Și am trimis seara și a doua zi m-am imprimat și a patra zi am filmat și am mers mai departe. Repede, repede, da? Pe repede am avut noroc că i-a plăcut. A zis, ok, uite, îmi place foarte mult, aveți cântecul ăsta, e gata, se potrivește. Cred că mai degrabă i-a plăcut și că l-am pus într-o poziție, într-un rol care îi se potrivește. Este cumva în rolul observatorului, povestitorului din toată întâmplarea asta și e obișnuit să-și cânte cântecele pe care le scrie singur. Cred că a fost dintre puținele situații în care a acceptat să cânte un cântec scris de altcineva. Cum este să cânti cu Mircea Vintilă? Este extraordinar, chiar l-am invitat în mai multe concerte. Avem și un concept de concert împreună cu dânsul, se numește Mergem toți într-o barcă. L-am susținut în București anul trecut și poate le reluăm și anul acesta. În orice caz a fost extraordinar, chiar de aici din Constanța mi-a povestit cineva la primul concert pe care l-am avut aici că a auzit acest cântec la radio și a oprit pe dreapta să caute pe internet repede versurile să vadă cine îl cântă și asta l-a adus în sărt. Bun, noi le spunem oamenilor să nu tragă pe dreapta pentru că sunt la televizor, dar să stea relaxați, liniștiți, să urmărească acest clip în următoarele minute. Să-ți dau de știre, să-mi o lași ca amintire, să-mi o lași ca amintire. Nespus de frumos, dormeai o noapte blândă, zâmbeai prin somn, iar eu stăteam la pândă. Să nu te trezesc, să tulbur visele tale, dar vreau să-ți iau și costumul de baie, să te admir cu și fără costumul de baie.
Am revenit. Despre ce cântați? Am un citat aici. Cântecele au o particularitate. Ceea ce cânt este compus ținând cont de personalitatea mea. Citatul continuă, dar nu vreau eu să-l spun până la capăt. Despre ce cântați? Într-adevăr, piesele pe care Bobby le scrie sau pe care eu le cânt și sunt compuse de alții compozitori, nu sunt făcute ca să sune ca cineva anume. Nu ne dorim să urmăm niște șabloane sau niște rețete, ci să mă arăt oamenilor așa cum sunt și cred că tocmai această sinceritate a mea este ceea ce reprezintă o particularitate în muzica de acum. Încerc să mă arăt întotdeauna așa cum sunt și acasă. Acasă nu sunt deloc diferită, nici cu prietenii. Chiar așa îmi place să consider întotdeauna publicul un prieten și ca urmare la concerte chiar se creează această atmosferă. Îmi doresc întotdeauna să pot aduce și pe scenă atmosfera din sufrageria de acasă. Nu e dificil să te expui publicului? Că mi se pare mai mult decât muzică, mi se pare și puțin, nu știu, actorie, dacă poate greșesc. Niciun caz. Dar faptul că te expui publicului mi se pare dificil. Mi-a fost dificil la început pentru că mi-era greu să-mi controlez emoțiile. Sunt foarte emotivă și asta a durat până mi-am dat seama că, de fapt, emoțiile pe care eu le am sunt un dar. Asta m-a ajutat publicul meu să înțeleg și de atunci chiar nu mi cenzurez nimic și mă bucur că pot să fiu așa cum sunt eu pe scenă. Altă soluție ar fi să ambalezi produsul tău muzical, să-l consideri de la bun început un produs și să-ți adaptezi acest produs la o piață. Scuzați-vă că vă spun, vă pricepeți la asta dumneavoastră, ați cântat în trupe de succes. E adevărat, succes, acum facem altceva. Ați ambalat produse destul de bine da, și le-ați vândut. Este prima oară când facem altfel. Deci, spui, e dificil să te arăți oamenilor așa cum ești, să te expui, poate ai niște puncte slabe, oamenii le văd, nu vrei să le acoperi foarte bine. Pot să răspund cu o întrebare eu, știi, atunci cât de dificil ar fi să joci un rol toată viața ta, care poate nici nu ți se potrivește, dar ăla e rolul care rezultă pentru a te putea poziționa în piața respectivă. Deci, până la urmă, eu cred că este mai fair, e mai onest așa. Știu ce puncte bune am, asta am să încerc să arăt oamenilor, am și puncte slabe, nu nimic, le vor vedea, unii mă iau așa cum sunt și merg mai departe și când. Dacă i-am convins și am avut puterea asta de a aduce în sală, poate cine știe, rămân să mă asculte. Am înțeles. Referitor la drumul pe care Bobby l-a avut până acum, noi nu avem o casă mare de discuri în spate, ne-am creat singuri propria noastră casă, se numește Fluturi prin fum și noi singuri am sunat să ne distribuim muzica, la început noi singuri am sunat să cântăm în anumite locuri pentru că am vrut să ne aducem muzica acolo, nu am așteptat întotdeauna să sune telefonul, suntem foarte conștienți și chiar ne place foarte mult această apropiere față de public, această modalitate de a merge și a cânta pentru oameni și nici o clipă nu am așteptat să se întâmple vreo minune și oamenii să ne iubească. Am vrut mai întâi să le arătăm că noi îi iubim pe ei și dacă ei vor să vină alături de noi, să ne asculte muzica, atunci noi ne bucurăm. Să ascultăm și noi muzică. Ție se intitulează piesa, este o dedicație, este de unde vine? Ție este un cântec scris de Mircea Rusu pe versurile lui Radu Gir. Momentul pe care oamenii îl vor vedea este din spectacolul Sinfonic Pur pe care l-am susținut anul trecut pe scena Sălii Mare a Teatrului Național din București. Acest moment se poate vedea și pe primul meu DVD, Sinfonic Pur. Și este un moment foarte, foarte emoționant pe care îl repet la fiecare concert. Dacă a spus Radu Gir, versul de Radu Gir, sunt convins că așa este, să ascultăm.
și vine Agata. Nimeni, nimic, niciodată nu mi te smulge din brațe. Nimeni, nimic, niciodată nu mi te smulge. Și în ceață, ore și evuri de sânge. Nimeni, nimic nu te frânge, veșnica mea dimineață. Nimeni, nimic nu te frânge, veșnica mea dimineață. Cosmosul lacom de stele, valsul zăpezilor dulce. Nimeni, nimic nu te smulge eternităților mele. Nimeni, nimic nu te smulge vecia-n funinge, moartea în lanțuri legată. Nimeni, nimic, niciodată soarele meu nu te stinge. Nimeni, nimic, niciodată soarele meu nu te stânge. Am vorbit aici acum câteva luni bune, anul trecut, și m-au impresionat călătoriile voastre. Ați călătorit mult. Unul din clipuri a fost filmat undeva la capătul lumii, altul în Sumatra, am citit eu bine astăzi? Da, da. Da, scria da. Cabral pe... Da, da? Ați ajuns undeva unde mi-aș fi dorit eu și îmi doresc să ajung, undeva prin Țara de Foc, avem prieteni care... Americii de Sud. Au plecat să trăiască în alte locuri și ne-am organizat cumva să mergem, acum am călătorit, e adevărat, dar nu vă gândiți, dragi telespectatori, că noi ne ocupăm cu asta, cu călătoritul. Am avut niște acțiuni bine definite, așa, puse la punct dinainte, să zicem, ne-am organizat și în două deplasări pe care le-am avut noi, am și filmat, am plecat cu proiectele bine stabilite. Unul dintre proiecte s-a desfășurat în Sumatra, nordul Sumatrei, dacă tot vorbeam. Un prieten, blogger de călătorii, de travel, Brădus Florescu, de altfel destul de cunoscut în lumea internauților, pasionați de așa ceva, a mers de multe ori în zonă, avea și o particularitate undeva... într-un loc destul de izolat, trăiește o comunitate, tribul Batac, iar ei sunt creștini într-o mare musulmană, înconjurați de
marea aceea de oameni din Sumatra și toți cântă. Că creștini, că-s musulmani, asta, bă, în fine, nu are treabă cu ce facem noi, dar toți cântă, pentru că așa am învățat ei la biserică. Și atunci am organizat inclusiv un grup de chitariști pentru filmarea respectivă. Oamenii pot vedea pe canalul Alexandrei de YouTube. Am stat mai multă vreme, am filmat inclusiv la doi vulcani celebri de acolo din Sumatra, Sinabung, care e activ acum în zilele noastre, chiar a dislocat niște sate de acolo. Iar povestea e că niște oameni foarte simpli au rămas împreună cu cei dragi, cei iubiți, indiferent de ce li s-a întâmplat lor prin viață, fie că a erupt vulcanul sau că i-a doborât sărăcia sau, dimpotrivă, au ieșit din ea la un moment dat. Am înțeles. Frumos. Mai mergeți pe undeva? Aveți în plan să cântați, să filmați undeva în viitorul apropiat sau lăsați lucrurile să curgă așa cum? Lăsăm lucrurile să curgă. Sincer, au fost foarte dificile aceste deplasări. N-am avut absolut deloc vacanță, adică nu, chiar nu. Serios? E o călătorie. Așa, când ne uităm la un clip sau când citim, pare o vacanță, pare ușor. Nu, 4 zile făceam prospecție și a 5-a zi filmam și am petrecut o lună în aceste două deplasări, câte o lună, făcând numai asta. Sigur că după ce ne-am uitat la cadre, mi s-a părut extraordinar ceea ce am trăit și am văzut, dar e un pic dificil să facem asta. Adică vorbesc cu marinari aici care văd toată lumea și îmi spun, da, vedem portul și atât, și vedem portul ăla 3 sau 4 ore, deși ei punctează pe hartă foarte, foarte multe locuri. Așa și în cazul dumneavoastră, n-aveți timp chiar de distracție. Da, noi nici n-am vrut să facem niște videoclipuri din acelea exotice, unde stăm la plajă și chiar am mers, am urcat munți, am cu rucsacul în spate. Am călătorit chiar cu o barcă, am învățat să vâzlesc la unul dintre videoclipuri, la Mai bine în doi, unde chiar m-am urcat în canoa a unui localnic, mergea să la pescuit și l-am oprit și l-am întrebat dacă ne lasă să facem asta și singură am vâzlit pe lacul Toba, este cel mai mare lac vulcanic din lume și am avut un pic de teamă să văd acea mare de apă în jurul meu, dar cadrele sunt foarte frumoase, oamenii le pot vedea pe canalul meu de YouTube și cred că și în câteva minute, dacă... Am înțeles, da, vom încheia această emisiune cu un clip despre care vom vorbi peste puține minute. Mai am două întrebări în această emisiune. Următorul album, al doilea, pe când? Îmi place așa cum vă uitați în altul și dați din numeri. Nu există o dată clară, mea, nu? Cred că eu sunt producător. De aia să uit așa. Ar trebui să răspund. Am programat să lansăm un al doilea album la toamnă și cel mai probabil vom veni în Constanța, tot așa, în aceeași prezentare cu band și cu orchestră. Am înțeles. Deci la toamnă mai avem... La toamnă cu siguranță, da. Și sper să ne vedem. Sigur. Poate cine știe, data viitoare cântăm. Și la concert. Și la concert. Da, dar n-am mai organizat noi acum o cântare live în studio. Am preferat să avem aceste clipuri care au imagini frumoase, așa cum spuneați. Concertul, încă o dată, să dăm datele concertului. Pe 6 aprilie, la Teatrul de Operă și Balet Oleg Danovski, de la ora 20. Cu band și cu orchestră de cameră, iar biletele se găsesc la agenția, la casa de bilete a teatrului, sau pentru cei care sunt obișnuiți să-și cumpere biletele online pe eventim.ro sau iabilet.ro. Mai sunt câteva bilete, nu s-au dat chiar toate, bine, mai sunt și 3 săptămâni până la concert. Sper să poată cumpăra bilete toți cei care își doresc să vină. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Încheiem cu Mai bine în doi. Câteva cuvinte, da? Foarte pe scurt. Mai bine în doi. Mai bine în doi este filmat acolo în Sumatra, în nordul Indoneziei. Da. Și în sudul Thailandei, nu doar în Sumatra. Da, este un cântec minunat scris de Bobby Stoica și am ales acest simbol al cântecului barca pentru că eu cred că în orice călătorie și în orice poveste, dacă vrei să fie mai bine în doi, mai întâi trebuie să-ți găsești tu echilibrul. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune.
și dumneavoastră că v-ați uitat. O zi bună, o seară bună în continuare. Joy, baby.